Hei, prieteni, bună dimineața! E o zi excelent afară. Avem și noi anul ăsta, în sfârșit, o toamnă cum n-am mai avut de mult. Mai exact cum trebuie să fie o toamnă, nici prea cald, nici prea frig. Temperatura nu mai bună. E aproape jumatea lui noiembrie, n-a venit iarna peste noi. E perfect, e numai bun de mers afară. E atât de mișto afară, încât o să pun aici la bucătărie să fac un timelapse. Se vede foarte frumos soarele. Și cu blocul ăsta. Să vedem ce iese. Să vă dau un sfat. Când faceți poză cu telefonul sau filmați sau orice, ștergeți neapărat lentila. Nu neapărat cu o cârpă ca asta, dar cu tricou, cu orice. Face mare diferență. Gata, l-am pus aici, să vedem. Cum am fost ieri cu bunica mea să-și facă analizele, rezultatele o să le iau tot. Eu și mă duc acum să-i le iau. Mi-am pus anoracul pe mine, să nu zic ăștia de la policlinică, că sunt nebun de merg în tricou de la jumatea lui noiembrie. A venit primăvara, iau, la tricou cu mânecă scurtă, vine vara imediat. E jumatea lui noiembrie și vine vara. Am fost la bunica mea să-i dau rezultatele acum și a făcut mâncare de gutui. Dacă n-ați mâncat vreodată mâncare de gutui, vă recomand cu toată inima, e ceva senzațional. M-am pus să editez video acum. Și se pare că timelapse-ul ăla de dimineață nu prea a ieșit cum am vrut eu. Am stat 83 de minute, am lăsat telefonul acolo să facă poze, dar n-a ieșit chiar cum îmi doream.